Stație tot din orașul Malmö. N-am mers mai de sub oraș, ca în metrou. Este ora 10 fără 20, ora locală de aici, datul de 30 noiembrie 2020. Și îmi face călătorie de la Malmö către stația, să spunem, secundară a orașului Malmö și că mergem în de sud. Acolo este cabina conductorului. Sunt condiții destul de bune în aceste liste de ficări. Prizele sunt aici sus. E destul de bun. Face 40 de minute de la Malmö la Copenhaga. Sunt 30 de kilometri între cele două orașe. Salutare și bine ați venit la un video clip. Iar va nesta stop Helia. Helia între Next Station Helia. Malmö și Copenhaga și vă dorim frumos pe sumarea Nord. Revizionare făcută. Am ieșit de sub tunel. O altă oprire. Heli. Încă suntem tot în Malmö. Probabil că aceste rame modelul acesta o să fie și la noi începând la 1 ianuarie, după cum s-a preconizat.
imediat. Prinse și viteză de aproximativ 80 km pe oră, chiar pe 200. Și dat în folosință în 2001. Acest pod care deasupra noastră este rutier și unde suntem noi este evident. A fost o colaborare între regatul Suediei și regatul Danemarcei să facă acest pod pentru a lega mai rapid cele două mari orașe. Lacustre. Gândiți-vă câtă muncă a fost să se realizeze această construcție maestuoasă pe aceste două mari orașe. Zona de toalete e destul de curată, deși mai sunt anumite șervețele pe jos. Destul de curat. Stația care este de fapt sub terminalul aeroportului. Noi avem 3 opriri până la Copenhaga Central Station, gara cea mare din Copenhaga. Practic am intrat deja în capitala Danemarcei, Copenhaga. Pare că a nins și aici, dar nu și de mult mai nins în Malmo.
vinden over eller under sæderne. Husk også, at dørene lukker, når der er turmobil. Nu știu dacă se pronunță așa corect, dar o să și scriu în josul ecranului. Și mai avem de la aceasta încă două stații până la Copenhaga, stația mare. Așteptăm să plece acesta și vom pleca și noi. Am ieșit din această stație. Mai avem două stații și ajungem la capăt de linie pentru noi, turia noastră. Ce să vă spun, prima impresie despre această călătorie și despre infrastructura daneză, dar și suedeză, este lux față de cea românească sau cel puțin cea din țările sud-estice ale Europei. Se vede acest plus de confort și de, spunem, rapiditate în transportul lor comun feroviar, din punct de vedere feroviar. Stația Orestan. Următoarea coborâm. Din Orestand, penultima stație, urmează stația centrală Copenhagen. Zona preorășenească orașului, capitalei daneze. Întâlnire tunel. Peste linia tunelul zona Copenhagen orașului de sus. Intrăm în stația centrală din Copenhaga. Ne apropiem de sfârșitul călătoriei noastre. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, abonați-vă pentru a vedea cât mai multe călătorii trebuie. La revedere! Ajungem la timp. Și se încheie călătoria noastră la Maritima, între Malmö și Copenhaga. La revedere! Iată că acesta se încheie și se încheie cu acest videoclip, sper eu, ieșit din comun față de anterioarele videoclipuri postate, mai ales că este o experiență nouă pe care v-am împărtășit-o și vouă. Această călătorie între Malmö și Copenhaga pe sub apă, pe sub Marea Nordului.
Și vreau să vă urez un an nou fericit, cu multe împliniri și la mulți ani.